Bună seara, doamnelor și domnilor, și bun venit la o nouă ediție a emisiunii Investimâniași. Astăzi o ediție în care vom vorbi despre antreprenoriat și mai precis despre un business care s-a născut în urmă cu 11 ani. Este vorba despre un proiect care inițial viza industria construcțiilor, dar care ulterior, intuind potențialul imens al acestui sector, s-a mutat către comerțul online. Astăzi discutăm așadar despre proiectul Meșterești și despre cât de complicat este să ajungi la un trafic de 600.000 de vizitatori anual pe site și la livrări de peste 40.000 de produse. Iar invitații mei pentru a discuta pe acest subiect sunt Ciprian Alexa, director de dezvoltare, Ionuț Cendra, director de promovare și Ionuț Costin, director de vânzări în cadrul companiei care administrează Meșterești.ro. Mulțumesc foarte mult pentru prezența în platoul nostru și pentru discuția din această seară. Începem discuția noastră prin a pune puțin în context tot business-ul pe care o să-l dezbatem în cadrul dialogului nostru. Și vreau să încep prin a vă întreba cum v-a venit ideea de business, ce a fost în urmă cu 11 ani, cum a pornit proiectul Meșterești. Domnule Costin? Da, în 2007 am cochetat un pic cu ideea de a meșterii. Și am început prin a produce niște prefabricate din beton. După câteva luni, după jumătate de an, ne-am dat seama că aturile noastre nu erau a produce, ne plăcea mult mai mult să vindem și să facem marketing. Și la propunerea unui colaborator, unui furnizor, am schimbat strategia. Și din mici producători am început să trecem pe partea cealaltă și să ajutăm producătorii mici și mari din România să vândă mai mult, să facă un marketing mai profesionist. Și am renunțat la producție și am trecut, așa cum spuneam, pe partea cealaltă a baricadei. Vânzări, marketing, promovare. Consultanță și tot ceea ce înseamnă acum, după 11 ani, platforma Meșterești. Hai să vedem puțin și ce presupune business-ul în sine, adică care este modelul de business pe care îl include această platformă, pentru că, să explicăm cumva, nu este doar un site oarecare, adică nu este un site simplu de comerț online, pe care oricum îl întâlnim tot mai răspândit, fiind un trend, să spunem, în momentul de față. Da, Meșterești s-a dezvoltat natural, aproape, pornind de la nevoia clientului și este un concept format din două segmente. Cum spune și denumirea, este substantivul meșter și este verbul ești. Și dacă ești meșter, te vei regăsi sau dacă ai suflet de meșter sau dacă îți place să meșterești cât de puțin, chiar dacă ți este timpul limitat și îți dorești să achiziționezi ceva sau să faci ceva pentru casă și grădină, o să observi multe lucruri pe site-ul nostru care vor rezona cu nevoile tale. Noi, practic, de aici și plecând, fiind atenți permanent la nevoile clientului, în 11 ani am dezvoltat categorii noi, produse noi, împreună cu parteneri din ce în ce mai mulți. Asta înseamnă că s-a ajuns estimativ cam la câte produse în acest moment pe site? Acum, dacă este să facem un calcul, avem peste 30 de categorii. Fiecare categorie are un număr consistent de produse. Avem peste 300 de produse în momentul actual care se vând pe site în fiecare lună și din care clienții își pot alege. Și mai mult decât atât, deși noi am plecat de la conceptul do it yourself, adică să încerci tu să îți procuri produsele, să le alegi, să le montezi, lărgindu-ne bazinul de clienți, ne-am dat seama că mulți clienți apelează la noi și pentru a apela la niște specialiști, ne referim la consilierii noștri, care îi ajută să aleagă cea mai bună variantă pentru ei, îi consiliază legat de soluția tehnică cea mai bună, se ocupă și de partea de transport, îi susțin și pe partea de montaj, fie că apelează la o echipă de montaj care noi o recomandăm, fie că doresc ei să se implice în partea de montaj și să facă asta chiar o experiență de familie. Dacă își doresc împreună cu soția, cu copii, dacă achiziționează un loc de joacă, de exemplu,
un exemplu care îmi vine acum în minte, ei poate să-l monteze singur, dacă consideră acest lucru, sau poate să apeleze la niște specialiști ai noștri. Și așa devii meșter. Așa devii meșter. Bun, în momentul de față, piața oricum este, să spunem, acoperită din punct de vedere al hipermarketurilor care vând produse de construcții și chiar mi se pare o arie care nu e atât de primitoare pentru a te duce către comerțul online. Domnule Costin, care e diferența? Adică de ce să începi să te uiți către mediul online când cumperi materiale de construcții? De ce să nu mergi la hipermarketuri în continuare? S-a schimbat mentalitatea în privința asta? E vreo modificare? Da, suntem în 2018, trecem acum și în 2019 și viteza și timpul alocat cumpărăturilor e destul de incert. Și atunci noi oferim varianta online și diferit față de concurenții noștri oferim varianta de consiliere gratuită. Am investit destul de mult în consilierii și în echipa de vânzări. Clientul în felul ăsta nu numai că adaugă în coș un produs, dar sună, este consiliat, alege varianta cea mai potrivită. Avem o groază de clienți care își doresc un produs din categoria respectivă, dar la modul general. Nu știu foarte bine ce se pretează pentru ei. Nu știu, ca să dau un exemplu, suntem sunați de un client care își dorește un loc de joacă și ne zice am doar 4 metri pătrați, îmi doresc un loc de joacă, te rog recomandă-mi un complex de joacă și atât. Și bugetul eventual e de maxim o sumă de... Și atunci consilierul pe câteva elemente pe care le are clientul dezvoltă cu el și ajunge la o concluzie exact pe buget, pe metri pătrați pe care i-are și așa cum spunea colegul meu, locurile de joacă sunt o categorie pe care o recomandăm să fie o experiență de montaj împreună cu familia, împreună cu copii. Dar avem și produse cum sunt prefabricate din beton, garurile din beton, unde am crescut foarte mult pentru că am asigurat, asigurăm o rețea foarte mare de montatori în țară și clientul, în momentul în care sună și își dorește un gar de beton, el îl vrea de la transportat acasă, eventual descărcat și montat, eventual și vopsit. Și atunci încercăm să creăm... Trebuie cumva serviciul all-inclusive exact. Pentru tot ce înseamnă da. Serviciile pe care le propuneți exact. Prin intermediul platformei. Pe multe categorii încercăm să asigurăm serviciul cap-coadă la produsul respectiv. Eu înțeleg că o parte este online, tot ce ofer pe site, o parte, mare componentă este offline, adică sigur. După ce se întâmplă vânzarea efectivă și încheierea tranzacției, să spunem chiar și financiară. Da, ne place să spunem, să ne mândrim că noi nu vindem materiale de construcție, ci vindem mai mult servicii. Și avem o groază de povești cu clienții noștri, oferim consilieri foarte mare parte a timpului și foarte multe povești cu clienții noștri care, printre două caracteristici ale produselor, ne povestesc despre prin ce a trecut săptămâna trecută cu soția, prin ce a trecut cu copiii. Deci consultanța nu e strict tehnică pe probleme legate exclusiv de material de construcție, de produsele pe care nu le ne vor. Nu ne putem limita da. Doar la atât. Am început să ne placă. Dacă marea majoritate a site-urilor online oferă doar adaugă în coș, noi oferim și consilierea respectivă și am constatat de-a lungul timpului că clienții își doresc interacțiunea cu o persoană umană, speță consilierii noștri și s-au dezvoltat prietenii și lucru care le place și consilierilor noștri și interesant ce ne spuneți, pentru că din ce îmi dau seama, fiind un profil de business în zona construcțiilor, mulți dintre vizitatorii site-ului sau dintre clienți sunt bărbați, sper că nu greșesc, domnule Șendrea, nu? Care e, în general, publicul țint al site-ului? Adică mă uit la această conectare care se produce, să spunem, între vânzător și clientul care sună și de regulă sunt bărbați. Da, majoritatea
clienților noștri sunt bărbați în procent de 81%. Ei sunt cu vârsta undeva între 35 de ani, 55 de ani. Mai exact am putea să spunem un 40 de ani, e cel mai frecvent. Deci familiștii, da? Familiștii, da, căsătoriți în procent de 90%, aproximativ 90% căsătoriți. Ei sunt din mediul urban, undeva 55-60% din mediul urban. Astea sunt datele pe 2018 și... Deci, în primul rând, cel care s-a așezat la casa lui. Da. Adică da, nu... nu da. Cu venituri mai mult decât mediu, copii și... Care da, se gândește exact că începe să-și cheltuie veniturile pe da, lucruri serioase și solide, da, să spunem, pe cumpărături pe termen lung. Exact. Bun. Haideți să vedem puțin și ce înseamnă business-ul din spatele unui site, pentru că tot proiectul presupune inclusiv lucru cu furnizori și spunem că prin proiectul acesta nu stocați deloc marfă. Adică cine sună la voi trebuie să înțeleagă că voi aveți în spate niște producători cu care lucrați, da? Care practic ei trimit marfa, acest practic eliminând o verigă, de exemplu a depozitării, a manipulării mărfii, care la rândul lor aduc niște costuri care ar putea fi adăugate la prețul final. Dar în principiu sunteți o interfață, nu? Între producător și cumpărător. Asta este, să spunem, modelul principal prin care funcționați, Ciprian. Da, practic, cum spunea și colegul meu, Gen, mai devreme, noi acum 11 ani am pornit făcând atât partea de producție, cât și partea de promovare, și partea de montaj, și partea de consiliere. Și ne-am dat seama în timp că e greu să le faci pe toate foarte bine și ne-am focusat și la propunerea unui partener către partea asta de promovare și consiliere, unde ne pricepem, avem expertiză și... Deci încercăm... tot a venit în timp, într-un fel, tot acest model pe care îl aveți în acest moment. Da, în timp. Am ajuns la concluzia asta după câțiva ani și apoi ne-am focusat pe partea de promovare și consiliere, având tot timpul parteneri foarte buni pe partea de producție și montaj. Și în timp ne-am dezvoltat numărul de parteneri. Este ca într-un mariaj în care ambelor părți trebuie să le fie bine ca el să reziste. Și noi, focusându-ne foarte bine pe partea de marketing, promovare și consiliere, și ei focusându-se pe partea de producție și livrare și montaj, acolo unde se pricep într-adevăr foarte bine. Și de fiată, noi ținem legătura foarte mult cu partenerii noștri și este o colaborare activă, permanentă, cum ziceam, ca într-un mariaj în care comunicarea e un factor care important. În care există și certuri? Certuri mai puține, mai mult poate erori de comunicare care se rezolvă ușor. Oricum aveți de ordinul zecilor, cred că, de furnizori. E imposibil să funcționeze de la bun început o colaborare foarte bine. Eu nu neapărat invoc conflicte între voi, ci doar vreau să spun că e vorba totuși de un număr mare de producători, da? Da, așa majoritatea e. Români. Da, 100% români și ne focusăm pe partea asta să dezvoltăm mediul local românesc și clienții noștri sunt 100% români sau persoane care lucrează în afară și vor să își facă ceva în țară. Deși au fost și solicitări și livrări de marfă în afara țării, dar tot de persoane de naționalitate română. Dar, cum spuneam, da, comunicarea cu partenerii noștri este, din experiența noastră, am eficientizat-o și acum avem multe instrumente prin care comunicăm și comenzile de la consilierii noștri ajung în producție la ei ușor, datorită tehnologiei. În schimb, acolo când apar diferențe față de ce își dorea clientul inițial și ce produce producătorul în mod tradițional, acolo ajungem la un consens de fiecare dată, asta focusându-ne împreună către nevoia clientului. Da, poți să-mi spui un profil de producător sau, în general, profilul producătorilor cu care lucrați?
Mă refer, în primul rând, nu știu, trebuie să aibă o firmă care să producă un volum minim cât să puteți asigura permanent sau să aibă stocuri pentru livrare permanentă, să aibă o firmă cu anumită vechime pe, pe piață, nu știu, să poată oferi sau nu anumite garanții către clienți, adică în general către cine vă uitați, care au niște ateliere în țară și care poate nu au o echipă de vânzări atât de bună și ar vrea să se degreveze de această sarcină a vânzării. Da. Cine e de regulă omul sau profilul de antreprenor cu care lucrați în calitate de furnizori? În an de zile, dacă pentru clientul, pe publicul țintă, avem un profil destul de bine delimitat, pe partener ne-a demonstrat experiența că e mai greu să definești foarte bine partenerul ideal. Fiindcă asta depinde foarte mult și de categoria de produse de care vorbim și de nișa pe care suntem. Noi, la început, am pornit cu producători mari, cu experiență, cu care au o tradiție în ceea ce fac, care folosesc standarde ISO, care au un număr de livrări și care piața îi recomandă. Și aceea sunt prima noastră opțiune când vorbim de un parteneriat. Astfel încât noi să putem garanta o calitate către client și clienții să fie mulțumiți. Pentru că adevărul este că, în general, clientul se uită către meșterie și nu are problema furnizorului. Acest filtru trebuie voi deja să-l aplicați, adică să-i luați pe cei mai buni. Da, avem un departament specializat în sensul ăsta, care testează producătorii și potențialii parteneri, care ține legătura cu ei atât prin mediul de comunicare, cât și fizic, adică ne vedem frecvent cu ei și merge prin țară, un coleg care se ocupă special de lucrul ăsta. Dar în timp, cum spuneam, am ajuns să colaborăm cu firme de familie, firme care au pornit printr-un business simplu, dar care au, a căror produse au o calitate deosebită. Și lucrul ăsta pornește cumva și de la client care are nevoie de anumite produse, nu știu, să spunem un produs acum mai de sezon, butoaiele de lemn, în care ei nu își doresc neapărat niște produse standardizate, ci niște produse personalizate. Și atunci ajungem să colaborăm cu ateliere care fac volume mari și care știu să facă lucrul ăsta foarte bine și care nu sunt foarte familiarizați cu partea de promovare, cu partea de consiliere. Și atunci, cred că cu atât mai puțin cu partea de comerț online și cum se vinde pe internet. Bun, dar vreau să întreb, în general nu sunt reticenți, domnule Costin, când a deschis dialogul cu ei legat de suntem o platformă online, vrem să vă sprijinim în a vă vinde produsele pe internet, un site de comerț, care e de regulă, luând acest ultim profil pe care l-a descris domnul Alexa, legat de faptul că sunt afaceri de familie, tradiționale, poate înclinate mult mai mult spre a lucra, spre a produce și mai puțin spre a studia noile trenduri, precum e-commerce-ul și așa mai departe. Deci, care e de regulă reacția producătorilor din țară legat de subiectul ăsta? Da, marea majoritate sunt receptivi. Înțeleg plus valoarea pe care o aduce platforma Meșterești și toată echipa care stă în spate. Mai avem într-adevăr și clienți care durează, să zicem, mai mult de jumătate de oră să explicăm beneficiile. Dar jumătate de oră oricum este un termen rezonabil. Dar colegii noștri care se ocupă de partea de dezvoltare înlătură orice dubii legat de platforma Meșterești și de beneficiile pe care le aducem și astea sunt oarecum simple. Consilierea, faptul că cineva are timp să stă la telefon cu clientul și să-i spună calitățile produsului, ceea ce clientul nu are timp să o facă. Clientul e focusat pe producție, furnizorul e focusat pe producție. Pe lângă consiliere, promovarea foarte bună pe care o face echipa Meșterești, faptul că produsele lui sunt văzute de sute de mii de vizitatori de pe Meșterești. Departamentul juridic pe care îl avem și care înlătură orice dubiu legat de comenzile mai mari sau de eventualele comenzi cu bilete sau cecuri. Dar vreau să vă întreb, de exemplu, dacă un producător spune, da, fac eu site-ul meu de comerț, poate chiar vede modelul. Ionuț, cum ți se pare, Andreea, cum ți se pare, spre exemplu,
replica aceasta unui producător, cât de greu poate să cădeau 100 de euro și îmi fac propriul site prin care să vând online? Da, bună întrebarea. În primul rând, a avea un site nu înseamnă neapărat că și vinzi cu el. Contează foarte mult cum promovezi acel site, cum îți promovezi produsele de pe acel site. Iar noi, din punctul ăsta de vedere, ne-am perfecționat. Intrăm pe toate canalele de promovare, nu ne mulțumim cu puțin, vrem cât mai mult, investim bugete nelimitate de zeci de mii de lei lunar în majoritatea canalelor de promovare. Reușim de la an la an să avem creșteri, de exemplu în 2018 am avut o creștere de a vizitatorilor targetați aduși pe site de 52%, din care am convertit 55% mai mulți clienți. Convertit trebuie convertit, să traduci puțin. Convertit, da. Ce înseamnă? Adică cei care intră, transformat în clienți. Adică vizitatori. Cumpără. Dintre da, cei care intră pe site, efectiv da. Cumpără. Da? Deci care am e practic adus... unul dintre cei mai importanți indicatori când vine exact. Vorba de o exact. Platformă. Deci reușim de la an la an să avem cât mai mulți cumpărători, mai mult decât vizitatorii pe care îi aducem. Adică am adus 52% mai mulți vizitatori, dar cumpărătorii au fost cu 55% mai mult. E aproape paradoxal. Adică da. Și din vechii, da. Înțeleg, vizitatori, rata de conversie aceasta care înseamnă că ai intrat pe exact. Site și cumpărat este cea care... Încercăm să ne promovăm cât mai targetat, adică aducem doar vizitatori interesați clar de produsele noastre, nu aducem un trafic irelevant, iar cu ajutorul consilierilor noștri încheiem comenzile prin consilierea lor și promovarea care îi facem. Da, cred că de fapt ăsta e marele secret în site-urile acestea de comerț online. În primul rând, de a-i aduce pe site, da. De a aduce pe cei potriviți exact. Și la sfârșit aceștia să și decidă să achiziționeze. Exact. Adică cel puțin să ajungă la un consilier de vânzări. Bun, vorbim puțin și despre ce campanii și cum vă promovați site-ul, cum a fost de Black Friday, ce urmează de Crăciun, toate acestea după o foarte scurtă pauză.